citit, dar n-am citit, adică am citit așa o propoziție scrisă de una Feher, de la Soros, de la ONG, Feher. Și mă trimitea la un articol kilometric, n-am, adică nu l-am terminat pe Shakespeare, citesc totuși ce a scris Feher. Dar am înțeles că era nemulțumită, gen, nu știu, ceva în legătură cu noi, dar n-am avut răbdare. Și mă gândesc că poate, dacă tot e la modă, sunt la modă tot felul de hashtag-uri, de lozinci de astea, am gândit că decât să mai facă dânsa un boicot, hashtag boicot, mai bine să facă un hashtag coibot. M-am gândit că e o anagramă interesantă, Feher. Nu știu la ce vă referiți. La coibot. N-am auzit. Poate să vină și bot, de exemplu. Da. Și să aibă loc la Băicoi, de exemplu, ar putea să fie. Și acolo să se ducă să facă, nu-i așa, concursul tricoaielor rude. O să fie, nu? Așa. Nu știu la ce vă referiți. Uite la ce mă fi referit. Da. Da. Bun. Acum, iată-mă satisfăcut. Da. Felicitări pentru emisiunea de-aseară. Aș fi putut să spun mulțumit, dar n-aveți pentru ce eram. Eram într-o stare avansată de ebrietate. Desigur, nu era. Da. Nu era. Desigur nu. Bun, domnul Badea, ce se întâmplă asta la prânz? Domnule, ce se întâmplă? Domnule, nu înțeleg ce se întâmplă. Da. Aici e o problemă în sensul în care... Deci, domnule, eu... Viața mea, ce să mai... Adică eu am și eu câteva lucruri care mă țin în viață, cum ar fi, știi? Extraordinar. Pe lângă, mă rog, adică... Cum ar fi fiul. Da. Dar zic... Că mai sunt așa, pe lângă cele esențiale, câteva lucruri exact, care mă țin în viață. Cum ar fi niște seriale americane, da, pe care, pe unele, practic l-am obligat cumva pe domnul Ciuvică, prin teroare psihică, să le vizioneze. Și domnul Ciuvică. Deci mă mai țin în viață câteva seriale americane, niște băuturi la anumite momente, în care totuși e nevoie. Deci sunt puține lucruri, știi? Și unul dintre lucrurile astea era meeting-ul de pe 10. Adică mă gândeam cu multă poftă așa, zic, băi, ce tare, frate, 1.000.000 de oameni. Adică mi se părea, știi, it's a dream come true, cum ar fi spus Gambetta sau cine a zis-o. Deci foarte tare, 1.000.000 de persoane, zic, bă, cât de tare e asta? Și bine, eu zicând că ce tare e asta și că să văd 1.000.000 de persoane pe stradă, mă înjură aia care vin, fac parte din milionul respectiv. Ca și cum... Ia senzația că, bine, atâta pot sărăcuții de ei, știi? Și, bine, și de aici derivă niște înjurături. Cum ar... Da, cam asta l-ai imitat pe domnul Leiceanu mai devreme? Da. Și să scrimi așa, să... Bun, ok. Dar eu chiar sunt fan. Adică eu chiar sunt fanul meeting-ului de pe 10. Câte zile mai avem? Că le număr ca și vineri. Trei, cred. Trei. Da. Adică le număr cum așteaptă unii, probabil, Untold. Da. Sau Never See, sau nu știu ce zarzava de genul ăsta. Bă, așa aștept eu meeting-ul de pe 10, pentru că sunt fan. Și cum stăteam eu așa fan și, băi, și mă pregăteam și am șters și televizorul frumos, vreau să-l văd frumos ca lumea, știi? Am pregătit de toate ca să număr ca lumea să fie. Bă, păi cum, bă, nene, mă, ia uite-te ce am zis, știți asta, de pe Ager Press citesc. Poți să citesc de pe Mediafax, poți să citesc de pe ziare.com, nu poți să citesc, de exemplu, că ei n-au scris. Dar s-au scris undeva într-un subsol. Deci Federația Românilor de Pretutindeni e unul cioacă. Păi eram fan cioacă, adică, hei, cioacă, nu ăla cu Elodia, alt cioacă, sunt tot felul de cioace. Cioacă ăsta a fost la PSD, mă înțeleg, la Ciuma Roșie. Și după ce a plecat de la Ciuma Roșie, a fost la Ciuma Roșie, nu în 93 și a plecat în 94. Acum un an a fost, mai nu, nu, a fost în 2015 a fost la Ciuma Roșie. Deci ăsta e un fel de Cristian Diaconescu cu oamenii. Deci acum 3 ani și a plecat când? În 2016. Bă, în sfârșit, deci acum 2 ani. Dar nu știți unde a plecat? Bun. Unde a plecat? Nu știți unde a plecat? Nu, serios. Nu știu pe pur. A plecat la partidul lui Ghiță și a și candidat. Exact, a plecat la partidul lui Ghiță, care nu era Ciuma Roșie, era... În 2015 a fost la Ciuma. Da. Și după aia, în 2016, așa, s-a mutat la Ghiță totuși, și a candidat la Parlament, la diaspora. Asta este tare, că domnul Ghiță, chiar el ne-a spus ce fel de conexiuni și ce fel de oameni avea și nu știu ce. Uai, deja, credem, intrăm în prea multe detalii. Adică, așa, ce a zis cioacă? Fost PSD, fost Ghiță, sau așa, cum se numea... Cu inima la trecător! Deci, așa.
Ok. Și da, acum auzi, tu ai putea este... să faci o emisiune muzicală. Eu și după emisiunea am, chiar am făcut, să știi, da, câteva. Da, fi bine să faci în continuare și pe dedicație. Serata, așa. Serata muzicală. Gen. Da, 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 da. Da. Continuă. Și da? După aia, după ce s-a ales praful și de partidul lui Ghițilic, a făcut el Federația Românilor de Pretutindeni. Asta e. Da, a zis, băi, românii de pretutindeni, facem o federație. Ok, ok. Asta e foarte tare. Așa. Și el s-a dus la primăria generală a capitalei. Și a zis, băi, eu sunt cioac și fac un meeting. Ei au zis, foarte tare, frate, cam de câți așa să fie? Și a zis, 1 milion. Ei au zis, un milion? Da. Milion de... de participanți. Vă simțiți bine? Da. Cum vă numiți? Cioacă. Ah, poate de asta. Deci 1 milion. Da. Și, da. Nu avem cum să vă dăm pentru 1 milion, că nu se poate organiza. Nu se poate organiza. Adică e o lege. Da, n-ai cum să organizezi 1 milion de persoane. Că n-ai cum. Că nu au loc în Piața Victoriei. Că n-au loc în, practic, n-au loc în univers. București. Că n-ai cum să asiguri cu salvarea, cu pomperii, cu că se pot întâmpla tot felul de lucruri în sfârșit. O, da. O minimă organizare, o ceva, un colonare, o treabă. Și a zis Cioacă, ce-a făcut, mă? Și au început SRI-TV, a început chelbosul ăla jegos de la Cluj să se dea cu băsănău de pământ. Aoleu! Nu ne lasă! Nu ne lasă, oare bun! Suntem o prima, în propria noastră țărișoară. Și îl făcea ca toate visele și smulgea părul de pe piept. Capul ăla de pe sprâncene cu penseta, așa. Aaaa, era așa. Și-și tăia părul de la sub braț cu dinții de, de nefericit. Chelbosul ăla de la Cluj. Și făcești... Băi, frățioare, și îți dai seama, eu am zis, băi, nene, stați așa, tati, că, băi, băi, n-ai cum, nene, să nu lași 1 milion de persoane să aibă autorizare, adică, băi, cu inimă la trecător. Și... bă, până la urmă a zis primăria, băi, nene, stați așa, e mai vin omul odată. Deci cât să fie, bre? Bă, 1 milion. Ia uite, bă, tot atâta zice. Bine, bre, să faci. Și i-a dat. Și acum vine Federația Românilor de Pretutindeni, care a informat primăria capitalei că nu va mai organiza meeting în data de 10 august. No. Păi și cum facem, băi, nene, mă? Bine, se poate face și neorganizat, dar zic ca idee. Zic, păi bine, și mă, Cioacă, după ce... de ce nu mai face? Face întrerucări și bra sau de ce? Stai așa, că ne spune de ce. Da. Că n-a primit e-mail de la primărie. Aștepta un e-mail el de la primărie. Zice, la cioc? Cu protocolul. N-a primit e-mail cu protocolul. Auziți, dar cum se spune cioacă în franceză? La cioc? Le cioc sau la cioc? La. La. Și eu zic că totuși hashtag la cioc, zic eu. Adică totuși hashtag la cioc. Deci zice în felul următor, domnul Cioc, că... nu-mi pot asuma. Stați așa, că am o declarație foarte bună de pe DC News. Excelent. De pe DC News. Nu-mi pot asuma. Emanuel, îl cheamă și Emanuel, ceea ce e corect, dacă te cheamă Cioacă. Emanuel, adică în familia Cioacă s-a născut un copil, prilej de bucurie. Și s-au gândit, păi cum îl botezăm pe Cioacă îl mic? Normal, Emanuel. Adică, corect. E chiar un pic contradictoriu, nu vi se pare? Adică, autoconflictiv, adică, păi dacă e Emanuel, ce cioacă să... În sfârșit, președintele Federației Românilor a declarat la Realitatea TV, DC News a preluat de la Realitatea TV, mă scuzați, ceea ce-i corect, ceea ce-i corect. Deci, mai greșește și DC News-ul din când. Nu, greșește foarte bine, pentru că se lucrează cu materialul clientului, adică să fi declarat cioacă, eu știu, pe altă parte. Băi, a declarat acolo și iau la... la aia. Deci, nu mai poate participa ca organizator al meetingului diasporei de pe 10 august, pentru că nu a primit protocolul de aprobare de la primăria capitalei. Deci, a fost în stare să primească, să-i spună ea, bine mă, poftim, îți dăm autorizare. Dar nu s-a dus să ia hârtia. Și a zis, păi, dar nu mi-a trimis-o. Păi, Cioacă, tu ești în stare să organizezi 1 milion de persoane, tătuțule, dar nu ești în stare să te duci dreacu până la primăria capitalei să iei hârtia? Răspuns, nu. Că el e la London și la London are treabă, el nu poate să se ducă la primăria capitalei. Păi repet, deci tu de la London poți să organizezi tu în București 1 milion de persoane de la London, dar nu poți să rezolvi dracu hârtia aia? Răspuns, nu. A, ziseră toți. Deci, zice, am cerut pe e-mail primăriei capitalei să ne trimită protocolul să-l vedem și noi. Vezi, e cu protocolul, tot e cu protocolul.
Așa, poate trebuia să-l ceară la SRI. Da, nu știu. Corect. Că îl desecretiza Helving. Zice, nu pot să-mi asum să mai fiu organizatorul meetingului, deoarece am primit răspunsul referitor la cererea noastră de aprobare a meetingului mult prea târziu. Deci el, săracul, s-ar fi organizat, dar bă, prea târziu. Nu, nici nu există nimic mai tare. Tătuțu. Deci, da, tătuțu. Păi nu, stai puțin! Și eu îți dai seama prima dată, zic, băi, stai mână-ne puțin, că eu eram pregătit pentru milion. Milion cu milion fac mai multe milioane, cum spunea chiar celebrul rapsod, Guță, care probabil va fi invitat la ambasada Suediei la un moment dat pentru onoruri sau ceva, nu? Meleon cu meleon, fac mai multe meleoane, tata. Păi și zic, bun, hai primul milion! Și zic, m-am îngrijorat puțin, m-am țepat un pic în stânga. Zic, bă, tătuțule, ia uite-te, bă, cioacă ne pune, bețe în roate, adică eu, it's a dream come true și acum, de visul meu s-a ales cioacă. Păi ce am făcut? Nu se poate. Da, hai să vedem, deci aici a fost partidul lui Cioacă. Dar Cioacă de ce nu e în imaginile astea? Că nu cred că se califica totul să fie cu șmecherii. Ce vrei să dai acum? Asta, uite, tu nu vezi ce văd eu? Ba da, dar dacă vrei să o introduci un pic mai... Vreau să văd momentul acela absolut de patriotism autentic. Știți de ce e patriotism autentic? De ce? Pentru că in vino veritas. Ca așa când ești treaz, că eu sunt patriot, că eu sunt... Nu, tată, când ești bea rangă. Atunci ești tu atunci? Ăla adevărat, care e, zici, bă, din suflet, bă, să nebunesc. Deci eu când văd tricolorul, bă, eu plâng. Sau ceva, știi? Ia, uite, hai super, să la Dumnezeu ăștia, ia. Ziua Sfânta Libertății, Domnul Românului, România, noi suntem români. Noi suntem români, noi suntem aici pe vestăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vestăpâni. Curaj, români, forță și curaj, nu o să mai pierdem niciodată. Și frații cu inima la trecători, ne-așteaptă izbânda, ne-așteaptă și frații cu inima la trecători. Ce crezi, că săracul Ghiță nu mai cântă și el pe acolo? Habar n-am. Nu știu ce cântă, dar nu dă poză. În sfârșit. Deci, la ei a fost Cioacă. De aici se, adică da. De aici, asta e patriotism adevărat, că e vine din străfunduri, cum să spun. Normal. Iese așa, cum să, efervescent iese la suprafață patriotismul. La trecători. La trecători. Păi asta e, cu inima la trecători. Păi și n-a putut să treacă pe la primărie. Este așa că, uite, îmi dă mesaj Sandra Stoicescu și zice, nu a primit e-mail cu protocolul, a fost în direct și la mine. Deci a fost și la Sandra în direct. Dar e mai bine că am citit de la ce a zis la realitatea. După părerea mea, că lucrăm cu materialul clientului. Nu își asumă că nu i-a dat primăria pe mail. Vezi? Deci, cum s-a ales praful de autorizația pentru un milion de persoane că nu i-a dat primăria mail? Zi tu, prietene. Te-ai fi gândit așa ceva? Atenție! Atenție, Mircea, e rupere. Chiar acum Mihaela m-a anunțat în cască că are o informație de la un intermediar de al domnului Cioacă că la 20 și 45 de minute a primit protocolul pe e-mail. Așa, Mihaela, și ei? Da? Ci că nu-l semnează acum pe ce a primit protocolul. Nu-l semnează? Că nu poate să-și asume responsabilitatea a două putea. Zile. Ia sunați-l, domnule, pe Cioacă. Ia să intre în direct, domnul Cioacă. Așa. Și așa. Să ne spună dacă și-a făcut nevoile între Rucăr și Bran. Nu, ăla era al Cioacă. A, era al Cioacă, iertați. Ăla era al Cioacă, mă. Eu m-am gândit și la procurorul ăla, că poate să uite la noi acum și am zis... Îl ați dai seama că am avut o tresărire așa. A zis, cred că vorbesc de mine. Stai liniștit. Dar cum s-a înscris ăla, mă, să fie el procuror șef la DNA? Cât de tare a fost, deci cât tupeu, Dumnezeu. Deci mi-aș dori să am atâta tupeu. Ăla, cum îl cheamă? Iacob. Nu, diaconul, nu. Iacob, așa. Deci cât tupeu a avut ăla, eu vreau să fiu eu șef la DNA. Absolut, băie, sigur, te punem. Se poate. Dar cum? Auzi? Ești nebun, normal. Da, zi-mi, te rog. Dar cu... stai seama, cred că s-a uitat Dorel Toader așa, cred că s-a întâlnit cu el și a zis, domnul Iacob, acum am primit de la Donald Trump un e-mail că s-a eliberat, l-a dat afară pe șeful FBI și pe ălalt. Și a zis că să vă pună pe dumneavoastră.
că sunteți un om adevărat, de încredere și cu anticorupție, cu asta. Și să-ți dai seama, Iacob a zis, haideți domnul Tudorel Toader, vă bate joc de mine. Și zice, păi și ce am început? Adică, hă? Îți dai seama că s-a uitat Tudorel Toader și zice, frățioare, ăsta chiar a venit să-l pun șeful la DNA. Deci, da. Da. Sunați-l pe Cioacă. Sau dați e-mail, că poate... Hă? Dați e-mail lui Cioacă, da. Lasă-mă, deci au încercat să sune, dacă nu, reușesc, vin la drău. Nu, dar ar fi fost tare să zică primăria, noi am dat, domnule, da, pe e-mail, dar ai dat în spam. Spun eu, omul cred că a văzut cum e treaba, că legea e așa, ești organizator, îți asumi, se întâmplă ceva acolo, răspunzi. Și cred că omul a zis, stai așa un pic, dar... Atenție, domnul Chiriac, pentru că o să rog pe domnul Badea. De ce râdeți așa, domnul Badea? De Cioacă. Spuneți-mi, vă rog, următorul lucru. Alte melodii pentru seara asta mai aveți pregătite? Nu. Nu. Păcat. Asta a fost totuși ceea ce a dat mare culoare și nu știu cum să-i zic eu acestei serii. Păcat, da, mai am cu melodii, dar am cu multe alte ciupengăreli. Că nu pot acum, sigur că dacă vorbim despre astea pe pasă, zice în emisiune despre ce naiba mai vorbesc. O să mai vorbesc despre cum suferă Iohannis. Asta, deci eu mă uitam la televizor la Pușcalău și zic, nu am văzut ceva mai tare. Deci da, Pușcalău de ce vorbește ca și când e președintele României, ai văzut? Păi poate că e. Băi, e, deci ori de când apare, mori. Deci mori. Da. Da, e, cred că își spune în, hă? Cred că se uită așa în oglindă dimineața, Pușcalău, cred că zice... Că îți dai seama să înțețoșează așa și... Domnul Chiriac, uitați-vă rolul la videoul ăla ca să vedeți un pic. Dați-mi videoul din spatele din meu. Și din spate, da. Da, din spatele meu. Deci, domnul Badea, deci, cum spuneți... Dați-mi videoul din spatele meu să vadă și Bogdan mai bine. Da, doar o secundă. Deci, încă o dată, domnul Badea, cum se dimineața când se trezește doamna Pușcalău, purtătoarea de cuvânt, de fapt președintele României? Îți dai seama, se uită prima dată și așa zice, azi este o nouă zi. Nu cal ca președinte, degeaba spuneți. Da, nu, e Dumnezeu, așa. Și, deci a venit Pușcalău și ne-a spus, domne, să tăvălește Iohannis în chinuri, că nu, i-a tăiat ăștia din morman. Și nu se poate, domne, așa, i-a tăiat din morman. Ce am făcut, mă, nene, mă? Și zice, domne, ghinion, domne.